Este necesar totodată să arătăm că smerenia trebuie legată de înțelepciune. Ele nu pot fi despărțite. Dacă le desparți, greșești. Înțelepciunea fără smerenie duce la mândrie, iar smerenia fără înțelepciune poate duce la unele defecte, chiar la prostie. Pentru smerita cugetare trebuie să stai cu mintea în inimă, spun Sfinții Părinți. Înțeleaptă fiind smerenia nu înseamnă să te frângi în fața oricui și să accepti orice. Iisus Hristos, chipul smereniei și al blândeții, înfruntă și mustră pe cei mândri, pe fariseii și cărturarii fățarnici. De asemenea, El izgonește din templu pe vânzătorii de animale și schimbătorii de bani, care nu se coteau sfințenia și iubirea de Dumnezeu. Tot așa Petru, în smerenia lui înțeleaptă, înfruntă pe conducătorii poporului său. Fiind chemat în fața Sinedriului și primind poruncă să nu mai vorbească de Iisus, a răspuns: este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm de voi mai mult decât de Dumnezeu? În înțelepciunea lui smerită ne-a dat și nouă un exemplu pentru a ști pe cine și cum să ascultăm. Biserica ne arată smerenia înțeleaptă ca fiind virtute necesară pentru a ni se deschide ușile pocăinței. Cum am putea porni astfel pe calea pocăinței dacă nu am fi conștienți de păcatele noastre? De aceea, fără smerenie nu poate fi nici pocăință, nici evoluție spirituală, nimic. Dacă omul a căzut prin mândria minții, poate birui numai prin virtutea ce îi se opune, smerenia. Ca urmare, la baza tuturor virtuților se află smerenia înțeleaptă, iar la baza tuturor răutăților găsim mândria, pofta, invidia, etc. Coroana virtuților este iubirea, iar culmea răutăților este justificarea păcatelor care se face din mândria de a ieși nevinovat.